peceră? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit din nou în incinta Arenelor Romane! Înainte de a începe evenimentul nostru, însă, vreau să vă rog pe toți să vă ridicați în picioare pentru a asculta imnul de stat al României. La lansarea listei de candidați ai Alianței pentru Unirea Românilor pentru alegerile parlamentare din acest an. Vreau să vă mulțumesc că sunteți astăzi atât de mulți, atât de frumoși ca de obicei și sunteți pregătiți să scriem împreună încă o filă de istorie. Așa cum spuneam, vom face istorie prin curaj. Cine suntem noi? De aceea vom face istorie
pentru că în suflet este aurul pe care îl purtăm toți, iubirea de țară. Suntem cei care păzim cei patru piloni, pentru că națiunea noastră are nevoie de unitate, pentru că familia are nevoie de protecție, credința trebuie apărată, iar libertatea fiecărui român trebuie garantată. Așa cum știți, aur nu a apărut peste noapte. Aur a apărut ca o necesitate. Acea necesitate a românilor de a avea o voce care să-i reprezinte. O voce clară, fermă și care să-i ducă cu demnitate chiar și în Parlamentul României. Astăzi vor veni în fața dumneavoastră peste 600 de candidați. Pe categorii vor urca în fața dumneavoastră și vă vor saluta. Însă aș vrea să începem această prezentare. Am emoții, pentru că ei sunt cei vechi. Este vorba despre categoria fondatorilor AUR. Membrii mei, actual parlamentar, oameni pe care le putem baza oricum. Cristina Butură, coordonatoarea caravanelor AUR, conduce această categorie. Sunt persoanele care au fost implicate la înființarea și consolidarea Partidului AUR. Au jucat un rol esențial în stabilirea valorilor, obiectivelor și direcției strategice a partidului. În calitate de fondatori, au creat și definit valorile și direcția partidului, având o înțelegere profundă a obiectivelor pe termen lung și a misiunii acestuia. Ei au o legitimitate și o autoritate crescute în cadrul partidului, fiind percepuți ca lideri de încredere, care pot modela și implementa politicile partidului. Dedicarea și angajamentul lor contribuie la menținerea coeziunii și promovarea obiectivelor comune. Avem cu noi și pe Mihai Negoescu, primul nostru secretar general. Pe Erma Miro, pe Ramona Lovin, pe Ariana Cârliceanu, pe Iosuf Cosmin, pe Elena Doboș, pe Bogdan Bencescu, pe Cosmin Pascariu, pe Andreea Neacu, pe Fortian Alexandru, pe Ștefan Ceamăn, pe Mirela Irindea, Dragoș Moldoveanu, Alex Nica, Alex Săran. Și avem cu noi Tibi Barstan, Viorel Bârgu și parlamentarii noștri Alin Coleșa, Dan Tănază, Florin Pușcașu, Boris Bolosardi, domnul Cioromela, Sevi Suciu, domnul Alvisteanu, domnul Ivănuță. Sunt actualii parlamentari care au intrat în 2020 în Parlamentul României cu o speranță cum vă pot descrie pentru a schimba cu ceva cu adevărat în România. Au descoperit însă că le este greu în opoziție. Nu le-a fost ușor să depună peste 200 de propuneri legislative și să treacă doar una. De aceea este foarte important ca numărul parlamentarilor AUR să crească, să avem o putere cu adevărat, să avem un cuvânt real de spus în legislativul României. Însă, pe acești parlamentari vreau să-i felicit și să le mulțumesc încă o dată din suflet, pentru că, deși diaspora are doar 6 mandate, 2 de senator, 4 de deputat, iar noi avem doar 1, au mers toți în diaspora și au fost cu toții parlamentari pentru românii stabiliți în afara granițelor. Mă plec încă o dată în fața dumneavoastră. Thank you.
aur și avem cu noi chiar pe membrul fondator aur, Cosminiosu, pe Ariadna Cărlicianu, pe care o știu din 2020, când a susținut primul ei discurs la primul congres aur. Sunt speranțele noastre, sunt tineri și vor să schimbe cu adevărat România pentru viitorul lor, pentru viitorul copiilor lor și ai noștri. Vreau să-i ascultați, pentru că au un mesaj important de spus. Dragi prieteni, colegi, bine vă adios! Astăzi suntem aici pentru a face un pas important în bătălia noastră pentru viitorul României. Suntem onorați să reprezentăm azi la acest eveniment tinerii acestei țări, care, din ce în ce mai mult, își pun speranțele în această mișcare. Și nu este deloc surprinzător că o fac, pentru că aur reprezintă o adevărată speranță pentru generațiile viitoare. Noi venim din tânărul societății civile, din rândul tinerilor, care au realizat că vocea noastră, a generației noastre, trebuie să fie auzită. Am văzut prea multe promisiuni deșarte, prea multe eșecuri și prea puține soluții din partea celor care au condus România până acum. Tinerii au fost ignorați, marginalizați, confuți să creadă că nu există viitor în România. Dar asta trebuie să se schimbe. Suntem singuri care au avut curajul să vorbim cu adevărat despre problemele pe care tinerii le întâmpină în societatea românească. Suntem singurii care am avut curajul încă din prima zi de la înființarea acestui partid să fim cei care ne asumăm responsabilitatea să clădim o țară. O țară în care tinerii să-și dorească să crească, să învețe, să iubească, să viseze, să muncească, să-și întemeieze o familie. Această responsabilitate ne-am asumat-o și prin Planul Simion, singurul proiect de țară post-decembrist. Tinerii dinspre aur, pentru că văd cu ochii lor ce au făcut guvernările anterioare în această țară. O țară care, în loc să ofere oportunități, să ofere perspective, i-a făcut pe foarte mulți să plece departe de casă. Și este inacceptabil ca o generație întreagă să fie să fie sacrificată prin altarul corupției și a incompetenței. Noi vrem ca tinerii din România să-și găsească un loc de muncă bine plătit acasă, în țara lor. Vrem ca tinerilor din România să nu le mai fie luată demnitatea și să fie nevoiți să-și lase în urmă părinți, bunici, copii, prieteni. România nu ar trebui să fie o țară din care tinerii fug. România ar trebui să fie o țară în care tinerii reușesc să-și găsească liniștea și perspectiva pentru viitor. Aur este și va rămâne vocea tinerilor. Vom lupta pentru ca fiecare tânăr să aibă oportunitatea de a se dezvolta, de a-și construi un viitor aici, pe pământul românesc. Știm că fără tineret nu există viitor. Tocmai de aceea ne-am angajat să fim acel partid care pune nevoile și dorințele tinerilor în centrul proiectului nostru național. De aceea, pe listele noastre de candidați se află foarte mulți tineri bine pregătiți cu idei inovatoare. Suntem aici pentru a ne asigura că România va deveni o țară în care tinerii au șansa de a reuși. Că România va deveni o țară în care tinerii vor beneficia de oportunități, nu de bariere. Este țara noastră. Este țara voastră. Nu este țara lui Ciolacu,
nu este țara lui Ciucă sau țara lui Iohannis. Este țara noastră și vom lupta pentru ea. Aur este partidul vostru, mișcarea voastră și împreună vom construi România de care să fim mândri. O Românie care să vă aparțină, o Românie în care să vă puteți realiza toate speranțele. Aici e țara mea și neamul meu cel românesc. Ne-au vândut bucată cu bucată și ne-au amanetat viitorul, fără să se gândească că generația mea are nevoie de o patrie. Generațiile care vor veni au nevoie de o patrie. Dar mesajul nostru este următorul. Nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Cât inima. Cât inima în piept îți cântă, ce înseamnă în luptă un braț răpus? Ce-ți pasă în colp de o spadă plântă când te ridici cu un steag mai sus? În front nu ești atunci când sânge, nici ochii când te lacrimi țiți. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. George Simion pentru o Românie unită și pentru o Românie suverană. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim tinerilor noștri, Mariana și Cosmin, au crescut frumoși și sunt tare, tare mândră de ei. O să mergem mai departe în prezentarea candidaților noștri și o să urmeze să urce în fața dumneavoastră categoria educație. Vă rugăm să poftiți! Candidații din acest sector sunt profesori, cercetători, directori de școli și experți în politici educaționale, având o înțelegere profundă a sistemului de învățământ și a nevoilor elevilor și studenților. Educația este fundamentul dezvoltării naționale. Acești specialiști pot juca un rol esențial în implementarea reformelor necesare pentru îmbunătățirea calității educației, asigurarea unui acces echitabil la resurse și adaptarea sistemului educațional la cerințele actuale ale pieței muncii. Avem printre noi pe domnul Radu Baltasiu, Cristina Emanuela Dascălu, Daniela Bota, Titus Suciu, Cătălina Olaru, Cosmin Corendea, Urlui Silviu, Hălăban Cotoară, Rosu Veronica, Ciocârna George, iată și pe Ciprian Paraschiv și Monica Iacăr. Sunteți mulți! Am primit doar câteva nume, să știți, de la fiecare categorie, ca să putem să trecem prin toate. Și o să țineam. Vă mulțumim tuturor! O urmați pe Alina. Sunt oameni care pot modela caractere, pentru că acesta este scopul educației într-o societate, de fapt. Ne vom baza pe ei, să sperăm că vom obține cât mai multe mandate în Parlamentul României și vor putea pune amprenta cu adevărat acolo unde este nevoie. Trecem la următoarea categorie, sănătate, muncă și protecție socială.
noastră. Cu experți în sănătate în Parlament vom putea crea politici care să îmbunătățească accesul la serviciile medicale, să susțină inovațiile în domeniu și să asigure o gestionare eficientă a resurselor din sectorul sănătății. Avem alături de noi pe domnul Tudor Ciuhotaru, pe domnul Cristian Vântu, pe domnul Paul Purea, pe Ștefan Oprea, pe Dorina Barcani, pe Florentina Vladu, pe Adrian Daravantu, pe Popescu Damian. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă mulțumim că aveți acest curaj de a vă implica în politică, pentru că, da, este necesar să avem acest curaj. Lupta nu este ușoară. Vă mulțumim! Cultură. Îi rugăm pe colegii de la cultură să urce pe scenă. Candidații de aici sunt artiști, critici de artă, muzeograf și specialiști în managementul cultural. Ei au o înțelegere profundă a valorilor culturale și a importanței patrimoniului cultural. Cultura contribuie la identitatea națională și la coeziunea socială. Experții culturali pot dezvolta politici care să sprijine conservarea patrimoniului cultural, artele și promovarea diversității culturale. Îi avem alături de noi pe Tiberiu Foriș, pe Dorin Ilinca, pe Mihail Neamțu, pe Gheorghe Alin, pe Cristian Balcaș, pe Mara Nicolescu, pe domnul Ion Crețeanu, muzician declarat de Daurul Mandiu, pe domnul Lățărică Dumitru, pe domnul Radu Botis. Și, bineînțeles, este cu noi și Tudor Mihăescu astăzi. Sunt mulți. Nu am avut cum să-i citim pe toți, însă aveți în fața dumneavoastră un buletin de vot pe care vă rog să vă uitați și să bifați o singură persoană de acolo, iar în momentul în care veți părăsi incinta arenelor romane, să îl lăsați de la masa de acces de unde l-ați ridicat. Nu știu dacă mai e nevoie să-l prezint așa de tare pe Mugur, îl cunoașteți, unul dintre cei mai cunoscuți actori ai noștri, însă, în afară de rolurile sale de comedie, să știți că Mugur este un om care ține foarte mult la meritocrație, care ține foarte mult la cultura noastră românească, la tradițiile și la valorile noastre. Mugur, te rugăm! Bună ziua, dragii mei! Suntem aici toți, da? Suntem cu inimile aici, pentru că mai mult contează prezența inimii decât prezența fizică. Pe mine, cred că mă cunoașteți, îmi cunoașteți trecutul, îmi cunoașteți tot ce s-a scris despre mine, nu prea sunt multe lucruri pe care să nu le știți despre ce familie am, ce am făcut cu viața mea. Știți bine că mi-a plăcut să aduc zâmbetul într-o țară încercată, se pare că am reușit, dar mai mult de atât mi s-a spus să am un discurs. Discursul mi l-au scris 35 de ani. 35 de ani de când am așteptat să întâmple ceva cu țara asta. 35 de ani în care n-am visat niciodată că voi ajunge pe o scenă să mă implic într-o viață politică, în loc să stau liniștit să învăț eu de familie, de treabă, de prieteni, de business-urile mele, de ce, Doamne iartă, mă mai face fiecare dintre noi, și cred că este și cazul vostru. E greu să aduci zâmbetul pe buze și să aduci încrederea unor oameni
care de 35 de ani au fost călcați în picioare, au fost mințiți, au fost amăgiți. Mi-e câteodată greu și mie să cred în ce promisiuni fac. Și nu este un lucru ușor să te lupți cu neîncrederea. Probabil că va fi cel mai greu lucru pe care îl vom avea de înfruntat în campania asta. Poate va fi în sfârșit o alegere care să îi facă și pe oameni să înțeleagă că politica se poate face cu bucurie. Vreau să aducem bucurie în politică. Vreau să aducem zâmbet de bucurie celor care privesc la noi, celor în fața cărora vom sta și ne vom pune chezași la ceea ce dorim să facem. Nu știu ce ar trebui să le explicăm oamenilor, că cel mai ușor este să distrugi o țară dacă îi distrugi educația și cultura. Vin dintr-o familie de profesori și știți cu toții ce se întâmplă în sistemul de învățământ. Știți cu toții cum cultura noastră este o cultură de 2500 de ani. Este acum infestată de așa zise valori care n-au nimic de a face cu ceea ce reprezentăm noi ca popor. Uitați-vă ce sunt învățați copiii în clasele 1-4. Uitați ce ni se bagă pe gât în programele de televiziune. Uitați-vă la toate acestea și veți înțelege că este cea mai ușoară cale spre a fi desfințați ca nații. Nu vreau să mă întind prea mult pentru că începe cea mai grea bătălie pe care o putem avea. Bătălia de purtată de unii colegi ai noștri de 15 ani, de alții de 4 ani, și care are puțin până la mal. Exact acest ultim efort din partea noastră va face diferența dacă vom rămâne în continuare o colonie extractivă sau țara pe care o visăm să o avem de atâția ani. Eu vă mulțumesc fiecăruia dintre voi, le mulțumesc colegilor mei de la Olt, pentru că asta este, sunt oltean ca și ei și conduc un județ. Le mulțumesc tuturor celor cu care am avut șansa să mă alătur în atâta muncă. Ne vom vedea după aia la Galați, acolo unde ne este locul. Și cu dumneavoastră, cu mulți dintre dumneavoastră, sper să mă văd depunând un jurământ în Parlamentul României, un jurământ de credință față de țara asta. Vă mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze România! Mulțumim, Bogor Mihaiescu! Mergem mai departe cu evenimentul nostru și iată, este alături de noi doamna Dorina Barcari. Este specialistă în pensii, este omul care a venit în sprijinul pensionarilor nedreptățiți, este vocea lor în spațiu public și cred că mai mult de atât nici nu este necesar să vă spun despre dumneavoastră. Doamna Barcari. Bună ziua! Tot ce pot să spun este că este un lucru impresionant că un partid s-a gândit să facă un guvern. Niciun alt partid nu s-a gândit la lucrul ăsta. Și era momentul și era cazul să vină să demonstreze că îl interesează soarta țării. Și asta pentru că partidul acesta a făcut un guvern de specialiști, nu un guvern de interesați politic. Și iarăși este impresionant și dă toate speranțele ca în țara noastră să revenim la o viață normală măcar. Pentru că e o țară bogată și frumoasă, nu degeaba și-o doresc atâția, dar ne dorim și noi și o merităm pentru că e țara noastră, pentru că suntem români și pentru că suntem aici de peste 2000 de ani. Sigur, suntem cei mai vechi europeni. Merită să ne trăim o viață frumoasă, cu multă încredere în cei care vor să conducă țara asta și să o conducă așa cum trebuie și o merităm. Eu sunt convinsă că vom face lucruri foarte bune și mari dacă se vor menține aceste promisiuni și cred în ele. Mă las impresionată și de calitatea celor care au fost propuși
niște oameni de mare valoare care s-au implicat măcar moral în momentul ăsta și care au capacitatea să se implice cu totul pe mai departe în reconstrucția țării pentru copiii noștri care merită mai mult decât avem noi acum. Să dea Dumnezeu să avem parte de ceea ce ne dorim acum și de ceea ce promite Partidul AUR în care noi credem în momentul ăsta. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim doamnei Barcari pentru susținere și pentru cât de mult a ajutat în această perioadă toți pensionarii care au venit la sediu AUR pentru a cere o mână de ajutor. Nemulțumiți de această faimoasă recalculare a pensiilor care mai mult a venit să le taie din aceste venituri decât să le dea. Vă mulțumim încă o dată! Și noi continuăm cu următoarea categorie și invit candidații de la agricultură și mediu pe scenă. Aceștia sunt fermieri, specialiști în agricultură, dezvoltatori de tehnologie agricole și experți în politici rurale. Agricultura este un pilon esențial pentru securitatea alimentară și dezvoltarea comunităților rurale. Profesioniștii din acest domeniu pot contribui la elaborarea de politici care să susțină modernizarea agriculturii, să promoveze practici sustenabile și să crească veniturile fermierilor. Îl avem cu noi pe domnul Pițiu, pe Valeriu Munteanu, care a fost ministru al mediului în Republica Moldova, pe domnul Vlad Boileanu, pe Marcu Ion, pe Bolțu Emanuela, Ionescu Mihail, Cristian Cațan, Bara Vasile, Brăteanu Alexandra, dar și Oana Cătălin. Vă mulțumim și sperăm ca toate activitatea pe care o veți desfășura să fie cu adevărat în folosul statului românesc, în favoarea țăranului român, pentru că are nevoie de această susținere. Mergem mai departe la categoria juridic. Îi rugăm să poftească în scenă. Ei sunt juriști, avocați, specialiști în drept, având cunoștințe solide în legislație și aplicarea legii. Credeți că avem nevoie de ei în Parlament? Acești experți juridici sunt cruciali pentru elaborarea și reforma legislației, protejarea drepturilor și libertăților cetățenești și asigurarea unui sistem de justiție echitabil și funcțional. Este în această categorie domnul Peter Costea, Matei Ștefănescu, Ion Dumitrache, Gina Matei, Vlahu Nicolae, Iacob Constantin, Crișan Valeriu, îl avem cu noi pe domnul senator Potecă. Vă mulțumim foarte mult! Și Cosmin Corendea și domnul Căler. Vă salut pe toți și Marian Dumitru. Sunt oameni care pot elabora proiecte legislative bune și întotdeauna în favoarea românilor, pentru că de asta avem nevoie. Și este nevoie, așa cum vă spuneam mai devreme, să avem cât mai mulți parlamentari AUR pentru a și putea trece aceste proiecte legislative. Cum vă spuneam, din 200 de proiecte legislative depuse de AUR din 2020, de când a intrat în Parlament, unul singur a reușit să treacă de coaliția PSD, PNL, USR, UDMR, toată lumea, nu contează dacă vine de la AUR. Însă, următorul
vorbitor vă va explica de ce este importantă și economia țării, de ce este important ca aceste proiecte făcute pentru români să fie adoptate de Parlamentul României. De lucrul ăsta cred că v-ați convins cu toții în ultimii ani. Obiectivul cel mai important al AUR este să lase în spate faza de deconstrucție a României și să intrăm într-o fază de reconstrucție a ei. În 2020 am intrat în Parlament cu o mână de oameni și am avut un slogan: dreptate pentru România! Vrea să facă dreptate pentru România, vrea reunirea cu Basarabia și vrea să știe că românii sunt bine. Merge peste tot să vorbească cu ei, să le afle problemele, să încerce să găsească împreună cu specialiști soluții la ele. Doamnelor și domnilor, vine în fața dumneavoastră președintele AUR, George Simion! Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi azi la Sfânta Biserică. E Duminica Pescuirii Minunate, este chemarea la apostolat și asta o să facem și noi astăzi. Nimic nu este întâmplător, din simpli oameni ne putem transforma în jertfitori și în apărători ai patriei române. De 3 luni de zile sunt în campanie printre oameni. M-au luat în râs, au încercat să ne discrediteze soluțiile, dar zi de zi și oră de oră petrecută printre români îmi confirmă faptul că planul nostru pentru România este singura cale pentru a putea opri starea actuală a statului degeaba la stat. Trebuie să oprim România asta eșuată. România lui nu se poate. România stăpânului Vermăr, care se vrea acum senator. Și ăsta e răspunsul nostru pentru tine, dictatorul odios Klaus Werner Iohannis. Ăsta este sistemul creat de tătuca Ion Ilic Iliescu. Mai sunt 2 luni, 2 luni în această campanie și vreau să vă zic că mă mândresc
cu fiecare dintre voi care au fost aici pe scenă și care sunteți în tribune și reprezentați baza Alianței pentru Unirea Românilor. Vă mulțumesc că sunteți! Sunteți colegii mei, sunteți surorile și frații mei, sunteți oamenii care merită tot respectul din lume pentru munca voastră depusă în acești ani, prin care am ridicat o mișcare sănătoasă, românească, care va reconstrui România. Cred că singura cale prin care vom câștiga această bătălie este prin contact direct, față în față cu românii. Ceilalți contracandidați nu fac asta. Ori le este frică de români, le este scârbă să dea față în față cu oamenii din pătura de jos. Și mai mult decât atâta, pe lângă faptul că le scârbă, sunt leneși. Sunt leneși exact ca stăpânul lor, Werner, de care trebuie să scăpăm. Ei nu vor să-și murdărească papucii și nu vor să întindă mâna românilor. Ei merg la golf cu ceasuri scumpe la mână și prin vacanțe în Zanzibar. Asta e România lor, a celor care se cred stăpânii noștri, dar nu sunt. Noi suntem proprii noștri stăpâni și nu îngenunchem în fața nimănui decât în fața lui Dumnezeu. Suflet. Suntem astăzi aici pentru a-i prezenta pe cei care o să ne reprezinte în viitoarea legislatură în Parlament. Și l-am ales și am rugat pe colegii mei din Comisia de Selecție să-i aleagă în primul și primul rând pe cei care sunt vechi în aur, pe cei care și-au demonstrat loialitatea, pe cei care au demonstrat fapte, nu vorbe, și n-am făcut alianțe cu nimeni, așa cum am promis românilor, nici cu siniștrii Băsescu, Tăriceanu, Ponta, și pe listele noastre am cerut să fie eliminați posibilii infiltrați pe care am văzut că vin spre noi din zona PSD-PNL. Toți acești oameni, dacă au venit spre noi și dacă vor fi sinceri în atașamentul lor față de aur, vor rămâne alături de noi și fără să fie deputați și senatori. Îi voi lăsa pe membrii de partid, voi și zecile de mii de membri care sunt acasă și care ne susțin în teritoriu, să-i voteze pe oamenii aceștia care sunt pe aceste liste pe care le aveți și voi. Listele finale vor fi definitivate în funcție de felul în care voi îi apreciați și i-ați cunoscut îndeaproape. Și vreau să fac un apel către presă, dacă mai există presă liberă în țara noastră, către societatea civilă, către fiecare cetățean. Studiați această listă până pe 12 octombrie. Puteți să ne semnalați prin aplicația noastră orice chestiune care nu e în regulă cu vreunul dintre oamenii care au fost aici pe scenă, care se regăsesc pe această listă și se regăsesc pe aplicația noastră mobilă. E felul nostru de a fi corecți, e felul nostru de a ne asigura că nu mai facem greșeli. Iar eu vreau ca fiecare membru AUR să aibă un vot, un singur vot prin care își dă și girează cu încrederea lor un alt coleg din cei de aici, de pe listă. Așa că până pe 12 octombrie, de pe această listă și pe aplicație și pe această hârtie, gândiți-vă pe cine creditați cu încrederea voastră. Este forma mea prin care vă cer sfatul în a lua această decizie.
totodată vreau să vă cer din suflet să ieșiți din sedii, să ieșiți din birouri. 10% maxim din timpul vostru trebuie să fie în birouri. În rest, printre oameni, din cei 6.000 de membri prezenți aici, doar 2.000 au mers în ultima lună din casă în casă să vorbească cu românii. Mulți preferă să facă strategii, planuri, să dea sfaturi, să bea cafele, să visează președinți, senatori, deputați, dar nu-și fac munca de bază, nu merg la vecinul să-l convingă, să-l informeze, să-i ceară semnătura. Așa că vă cer tuturor ca în următoarea lună să luați ușă cu ușă, stradă cu stradă. Nu se poate altfel. Munca este singura soluție și numai voi, colegii mei, știți câte eforturi v-am cerut în acești 4 ani. Așa vreau să fac și ca președinte al României. Să ridicăm pe muncă țara și să eliminăm trântorii dintre noi. Vă mulțumesc din suflet! Am fost la sinistrații din Moldova. Ieri a fost ziua mea. Mulțumesc din suflet! Trebuie să vă zic, mulțumesc, ieri a fost, nu azi. Trebuie să vă zic că nu mi-a pihnit ziua mea. Nu era ceva în regulă, nu era bine. N-am fost pe deplin mulțumit. Mi-au rămas în minte lacrimile celor care și-au pierdut toată agoniseala de o viață. Și de aceea nu sunt mulțumit nici de desfășurarea evenimentului până acum. Am așa ceva în suflet și vreau să vă mărturisesc lucrul ăsta. Spiritul mișcării noastre este altul, acela de a fi lângă români și pentru români. Și de aceea vreau să întrerupem acest eveniment și în următoarele zile vreau să oprim campania electorală. Vă propun ca banii din campania electorală să-i donăm pe toți către sinistrații din Moldova. Și eu o să vă mai cer un lucru. O să vă mai cer ca în următoarele zile să mergem cu toții acolo unde contează, lângă românii care au nevoie. Vă cer să oprim aici prezentarea, să ne urcăm în mașini pentru a fi alături de oamenii necăjiți, pentru a munci la reconstrucția caselor dărâmate. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Cine suntem noi? Atunci, dacă suntem aur pentru România, haideți să ne suflecăm mânecile, haideți în mașini, dați telefoane tuturor și aduceți fiecare om capabil de muncă, aduceți materiale de construcții și hai să începem să reconstruim România. Fapte, nu vorbe. Haideți cu toții la Galați, alături de sinistrați.